Bun, deci acum mergem mai departe și am ajuns la cea mai interesantă etapă în exportarea cantităților, da? Adică generarea cantităților. Având în vedere că programul nostru generează fișiere și o să vă arăt aici, astea sunt toate fișierele pe care le generează programul, da? Deci ăsta este proiectul complex, da? Este un folder în care sunt mai multe fișiere. Din toate fișierele astea, el generează nou proiectul nostru, da? Deci nu este ca AutoCAD-ul, ca CV-ul, care totul este într-un singur fișier și se îngreunează și la un moment dat nici nu mai poți lucra cu el. Ăsta creează mai multe fișiere. Când ai nevoie de lung să afișezi lungul, el se duce, ia datele din fișierul pentru lung. Pentru proiecte, la fel, extrage date, da? Și ți le afișează în formă grafică. Și aici, la RES, aici exportă toate rapoartele, da? Inclusiv cantități, inclusiv elemente geometrice. Și de aici ne putem să le extragem. Cu Excel, prin Power Query, noi ne putem lega la orice fișier în format TXT și îl putem încărca aici, da? Eu deja am făcut un șablon. Acum eu aici când îi dau click dreapta refresh, el se duce acolo, găsește fișierul respectiv și îl încarcă. Acum nu o să-l încarce pentru că fișierul ăsta nu este generat. Sunt unele fișiere care programul le generează automat, dar altele trebuie să le dau eu să le generez, da? Și ăsta fișierul care răspunde de axă, sat și stradă. A, și încă nici nu le-am definit. Aici la grupuri. În grup 0. Grupul ăsta îi zicem satul. Ce sat să-i zicem? Un sat. Brat. Da? Și zicem că străzile astea sunt din grupul 1, da? Adică din satul ăsta. Îi dăm salvare și zice că fișierul nu a fost găsit, da? Ages.res. Asta este, sunt unele fișiere care le generează automat, adică în momentul în care dau eu calcul aici, se generează automat, dar sunt unele care nu. Și atunci la fișierele respective trebuie să vin și să dau aici rezumat axe, da? Adică să genereze un raport cu axele. Și asta este un fișier Ages.res care se salvează aici în res. Da? Ege.res. Și fișierul ăsta este citibil, da? Adică noi vedem elementele respective și pe astea eu le-am conectat la Excel. Și în momentul în care dau un click dreapta refresh, a, mai trebuie ceva să fac legătura asta, să eu salvez. Are un bug Excel-ul. Astea sunt niște formule în care automat trebuie să creeze calea către fișierul respectiv. Dar el, de fapt, nu este asta calea fișierului. Trebuie să dau aici un save, da? Și acum a refăcut calea. Nu știu de ce, are un bug. Ok, și iarăși dăm aici refresh. Și s-au adăugat axele noastre, satul Brat și denumirea străzii, da? Ăstea le iau și le adaug aici. O să vedeți mai târziu de ce le adaug aici. Da? Și la fiecare stradă adaug indicatoare. Aici, de obicei, toate cantitățile le ia din program. Ce ține de sistem rutier, de nu mai știu ce. Dar unele cantități care nu le-am băgate în program sau nu le-am băgate în AutoCAD, trebuie să le adaug de aici manual. Și aici am posibilitatea să adaug câte coloane vreau, da? Cu cantități pe care nu le am în program. Și aici, de obicei, adaug indicatoare. 2, 2, 2. Da? Sau la asta 0, că nu am ce să-i adaug. După care, mergem aici la lucrări și aici definim lucrările noastre, da? Odată, aici sunt referințele care el le extrage din program, de exemplu, sistem rutier. Cantitățile astea el le extrage din program. Noi aici avem balaste B16, B20, nisip, piatră spartă, umplături. Asta este de la proiectul anterior, adică e un model. Acum o să-i dau refresh ca el să-și actualizeze datele, dar el acum se duce și încarcă toate datele astea din RES. Aici sunt CV, astea CV, astea cred că sunt volumele, da? Dar acum iarăși o să-mi zică o eroare, de exemplu fișierul ăsta Riegos tot nu se generează automat. Unele se generează automat, altele nu. Și asta este de fapt suprafețele, ariile. Doar rezumat, generare. Da? Deci asta este fișierul care trebuie de fiecare dată să-l generez. Asta este, nu se generează automat. Astea, terasamentele,
A, și astea se generează automat, nu se generează astea, suprafețele pentru sistemul rutier. Și mai sunt câteva, acum o să mai dau niște erori. Ceva cu șanțurile și cu regulile, la fel trebuie generate manual. Conetres, da, deci hai să le generez pe toate odată, să nu mai stăm așa. Deci rigole, toate axele generează. Bun, a generat. Bineînțeles că nu avem nicio rigolă și puncte colectoare, da, adică podețe. La fel nu avem. Și acum ar trebui să meargă. Dacă mai am adăugate și celelalte. Da, deci aici mai avem diverse. Astea diverse vin din AutoCAD cu data extraction, adaug podețele și drumuri laterale, da? Nu stăm acum să dezvoltăm tema asta, dar ca idee, dacă avem cantități care sunt adăugate în AutoCAD, tot la fel le extragem și le adăugăm la acest raport. Și aici avem, da? Vedem că raportul nostru s-a făcut mult mai mic. Dacă îi dau un Ctrl Z, așa era înainte și după actualizare s-a micșorat, da? Deci asta este raportul nostru. Da? Și aici avem sistem rutier B16, BAD20. Dacă țineți minte, astea, valorile astea le-am băgat de aici. De la sistem rutier. Da? B16, BAD20. Deci ceea ce am definit aici vine ca referință aici și cu tot cu cantitate. Cantitatea asta este metri cubi. Da? În afară de asta mai exportăm cu ce am generat eu tabelele automat suprafața de straturi. Da? Deci pentru EB16 noi trebuie să dăm cantitatea în metri cubi și atunci luăm suprafață de aici, cantitate, ca volum de lucrare, o luăm de aici. Și mai avem aici terasament, avem decât debleu, da? Adică decât săpătură, pe care la fel o adăugăm referința ca aici și la sfârșit o să apară cantitatea noastră. Bine, aici avem prețurile. Bun, și începem să adăugăm cantitățile. Eu, în primul rând, o să scot astea racordările pentru că sunt făcute din program. Astea, racordările astea le putem adăuga și din AutoCAD. Și avem un fel următor. Avem EB16, da? Deci noi de aici putem să adăugăm denumirile de lucrări la categoria de lucrări, suprastructură, drum. Aici le definim cum vrem noi să apară în formatul final. Ăsta este formatul final. Dar aici, pentru lucrarea respectivă, noi îi atribuim volumul din SBA16, da? Deci asta este suprafața EB16. Mai departe, următoarea lucrare este EB20. Da? Deci asta este în tone. Noi îl avem aici în metri cubi. Îl adăugăm aici ca referință, dar să preia, deci materialul ăsta, denumirea lucrare, să preia cantitatea asta, 40 de metri cubi, și să o înmulțească cu 2,4 să se transforme în tone, da? Deci noi aici avem împărțire și înmulțire în cazul în care din volume sau din alte unități de măsură trebuie să le schimbăm, da? Piatră spartă, da? Avem piatră spartă, avem două valori la piatră spartă pentru că avem o dată piatră spartă din strat, adică ăsta. Și atenție, aici dacă eu am piatră spartă și aici PS, atunci nu o să ia nimic, pentru că el valoarea asta nu o găsește aici. Și eu trebuie să o modific sau trebuie să țin cont de chestia asta, da? Adică să-i dau aceeași valoare. Și umpluturile sunt din acostament, da? Adică acostamentul noi tot o să-l facem din piatră spartă. La umpluturi, el adaugă volumul de material, acela care n-a intrat în straturi, adică aici nu există strat și aici nu există strat și atunci el îl adaugă ca umpluturi. Bun, deci am fost întrerupt un pic. Ideea ați înțeles-o, da? Mergem mai departe, mergem înapoi în fișierul nostru. Bun, deci umpluturi, astea sunt acostamentele, da? Le-am văzut acolo și noi, în principiu, putem să le definim și de acolo, dar dacă nu le definim, noi le putem adăuga, adică dacă știm materialul de umpluturi că este din piatră spartă, atunci noi adăugăm aici piatră spartă ca referință și zicem că este, denumirea de lucrare este piatră spartă, da? Ok. Balast.
avem balast, da? Adică luăm referința de balast. Nisip nu avem, îl putem șterge. Amursare avem, se amursează pe SB16, adică pe suprafața EB16, da? Și cealaltă amorsă pe EB20, da? Adică pe asta. Și mai avem aici borduri. Borduri noi nu avem deocamdată, dar o să băgăm borduri să vedem cum se actualizează, cum se încarcă și bordurile. Și aici rigole, da? Șanțuri. Tot. Astea se iau din program. Deci rigola metalizată se ia din program. Asta se ia tot din program în cazul în care folosim rigole carosabile. Podețele se iau din AutoCAD. De fapt, o să vă arăt cum se iau toate. De unde, de fapt, se iau toate referințele astea. Pentru a încărca toate astea, eu folosesc Power Query. Este o funcție nouă în Excel 2013. De la 2013 a început. În 2016 deja este integrată. În 2013 trebuie instalat. Da? Și aici avem toate fișierele pe care le importăm. Da? Extragem. Și acum uitați-vă. De exemplu, terasamente. Da? Volumele de săpătură și uplutură. Inițial, fișierul nostru arată. Nu o să vă dau exemplu pe altceva. Asta este un model mai vechi cu care am lucrat eu. Acum ăsta nu arată altfel. Da, deci uitați-vă, exemplu pe eje, adică pe axe. Așa arată fișierul pe care eu îl import. Fișierul pe care îl import îl iau din res, da, adică eges de aici, din rădăcină. Din res. Fișierul se numește eges, adică din spaniolă axe. Ăsta este fișierul. Și așa arată el în formatul inițial, da? Deci exact ca aici. După prelucrare sunt niște pași pe care îi fac și în final arată în felul următor, da? Număr grup, sat, axă, kilometru inițial, kilometru final, lungime și stradă. Da? Deci exact așa procedez cu fiecare raport, cu fiecare fișier. Și într-un final am, bine, aici podeția nu am, dar dacă mergem la teresamente, vedem, avem referința de bleu, volumul, satul, strada și tot o coloană pentru referință, da? Și într-un final noi avem aici toate cantitățile extrase și din program și din AutoCAD. Din AutoCAD le extrag cu data extraction. Asta este fișierul diverse, în care aici am și podețe și drumuri laterale și racordări. Da? Și în principiu cam atât din AutoCAD extrag, în rest extrag din program. Ok. După care mergem aici la Price and Stock, da? Aici adaug și prețul. Și aici deja tabelul în formatul standard final. Da? Deci mergem aici, avem 7 milioane, da? Care era modelul. Acum dacă îi dau un refresh, valoarea asta ar trebui să scadă. Că, na, oricum sunt doar 3 străzi, nu sunt mai multe. Da? Deci s-a micșorat la 126.000. Și avem aici în următor. Avem EB16, EB20, piatră spartă și balast. Da? Și avem cantitatea și prețul. Restul valorilor nu sunt pentru că au valoarea 0. Da? Adică nu au fost adăugate aici. Bun, și asta este tabelul nostru. Aici avem lista de prețuri, aici e altceva. Asta este un centralizator de prețuri pe care îl folosesc ca referință de preț. Da? De exemplu, la toate lucrările, ăsta este conectat la toate lucrările și de acolo își extrage prețurile la diferite lucrări. Da? De exemplu, la un preț, la o lucrare am folosit 28 de lei, la alta 30. Da? Și de aici pot să aleg un preț, de exemplu. Da? Așa, a fost așa o chestie ca să coordonez mai ușor prețurile. Bun, și asta este tabelul nostru de cantități și prețuri. Bun, și acum, care este marele avantaj la tabelul ăsta? De exemplu, eu acum, dacă vreau să fac modificări, da? De exemplu, să zicem, modificăm lățimea. Am venit aici, am dat click refresh actualizare, da? Și s-au modificat prețurile și cantitățile, da? Adică dacă mergem noi pe axa 2 și zicem la lățime în loc de 1,5, 2,2.
Mergem, salvăm și actualizăm, da? Singurul lucru, trebuie să actualizez manual suprafața, da? Pentru că asta trebuie să o gândesc eu cumva altfel, să fie ceva automat. Da? Și acum dacă luăm valorile astea, nu, astea, le copiem aici separat să facem, să putem verifica și dăm un refresh. Valoarea asta ar trebui să crească. Ambele valori ar trebui să crească, da? Pentru că noi am mărit partea carosabilă. Și aici ar trebui să ne uităm, că aici tot ar trebui să se... Da, s-a modificat, a crescut. Da? Era 126 și acum 134, da? Deci am venit, am modificat și cantitățile respectiv tot s-au modificat. În afară de aici putem să intervenim și la preț, da? Să zicem 30.000, 300, 30 de lei. Am venit aici, clic dreapta, refresh și vedem prețul actualizat. Da? Deci totul este destul de dinamic și ușor putem să controlăm prețul lucrării și cantitățile. Am atras atenția, s-a modificat ceva sau nu? Da, era 134 și după asta a fost 137. În afară de asta putem să mergem pe fiecare celulă, dar de exemplu vrem să vedem ăsta din ce este alcătuit, suma respectivă de cantitate, din ce este format. Dăm dublu click pe ea și se deschide un desfășurător în care vedem că aici sunt două rânduri. Da? Și vedem aici că este vorba despre axa 1 și axa 2, strada 2 și strada 1. Da? Deci cantitatea respectivă este formată din astea două cantități, da? De la strada 1 și la strada 2, cu lucrarea, referința BA16, suprafața de la BA16. Și așa cu fiecare rând, da? Deci controlul este maxim, este foarte ușor, nu mai trebuie să te duci, să exporți iar, să copiezi, să pui, să verifici, să nu știu ce. Deci fișierul ăsta este făcut la maxim. Da? Deci eu în momentul de față am ajuns la versiunea 3.2. Da? Adică fișierul ăsta pe parcurs îl îmbunătățesc. La o lucrare apare o problemă, la o lucrare apare altă problemă și în felul ăsta îl optimizez și creez versiuni noi. Da?